Salutare, eu sunt Gixi și bine ați revenit într-un nou videoclip de Rocket League după cam două săptămâni în care n-am mai postat pentru că am avut unele dificultăți. Așa că astăzi revin cu un nou episod, băgând iarăși bani pentru că nu știu de ce vă place foarte mult când bag bani în episoade, așa că nu ne supărăm. Intrăm la Item Shop pentru că s-a băgat Porsche 911 GT3 RS. Mi se pare foarte interesant, sincer să fiu. Cred că nu este foarte diferit față de celălalt Porsche pe care l-am de la PES. Și văd că s-a readăugat Lamborghini-ul cu tanci LPI 804. Sincer să fiu, de mult îl pândesc pe acest Lamborghini pentru că a apărut de cam un an, doi sau nu mai știu când a apărut, sincer să fiu. Așa că o să le luăm pe ambele. Dar până să le luăm pe ambele, vreau să vă spun că am jucat ceva off-camera, adică cum vedeți aici am Tire 71. În episodul trecut știu că aveam 23, mi se pare. Am jucat ceva off-camera și în 3 zile, cum scrie aici, se va termina sezonul, așa că mai avem încă 3 zile să facem încă 29 level. Pentru că vreau să ajung la 100 la Rocket Pass, pentru că la 80 ne mai dă încă 100 și la 90 ne mai dă încă 100, deci o să avem în total 1000 de credite. Și la 100 ne mai dă încă 100 în plus. Aceasta este prima explozie. Cred că este legată de Halloween, pentru că scrie aici Beast Box și chiar pare a Halloween. Cea de-a doua se numește Ice Core și sunt niște o care ies când dai gol. Bă, sunt ambele mișto, dar parcă, nu știu, prefer cealaltă, sincer să fiu. Am așteptat pentru episod să dau claim la toate quest-urile astea pe care le-am făcut, așa că o să dăm claim acum, 10k. Ok, ne-a dat o roată, foarte frumos, ne dă un drop de ăsta, ne mai dă încă 10k. O să facem, nu știu, cred că 3 levele, habar n-am. Ok, încă 15k și încă 10k și aproape făceam level up. De fapt am făcut ce avem, 75. Bă, vezi că dacă tot o ținem așa, este foarte bine și mai avem încă un level. Și foarte forță. Ne-a dat pe Burst Siena Beast Box. Foarte frumos. S-a efectuat tranzacția, am băgat 3500 de credite. O să luăm prima dată Porsche-ul acesta. Yes. Ok, ok to all. Și acum o să luăm Lamborghini-ul vestit, cum s-ar spune. Bam, 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 ok to all. Dar avem o mică mare problemă, pentru că am avut 800 de credite și acum am rămas cu 400. Ceea ce putem face este să mai cumpărăm încă 500 de credite, pentru că nu cred că o să mai avem timp să facem încă 600 de credite. Așa că o să mai luăm încă 500 și o să avem 900 și când ajungem la tier 80 o să avem 1000 de credite ca să luăm celălalt PES. Gata, s-a efectuat și plata aceasta, ok. Și acum o să căutăm Porsche-ul, pentru că o să jucăm prima dată cu el. Bă, sincer să fiu, ia să vedem. E cam diferit, sincer să fiu, sincer. E cam diferit așa față de vechiul Porsche. Adică, na, ia să vedem spatele. Da, e ce trebuie, nu știu, parcă ăsta e un pic mai casual, mai, nu știu, mai mișto. Selectăm decorul acesta, roțile acestea, selectăm engine audio-ul lui și bam. Primul match cu Porsche-ul acesta să vedem, bă, sincer să fiu, e foarte mișto și decorul ăsta și mașina, adică nu mă plâng și nu regret ce am cumpărat, chiar dacă mă cam aduce la sapă de lemn, cum s-ar spune, dar it's ok. Dă-i, bine. Foarte bine, se bagă ăsta, aparent a atins-o foarte prost, adică mai deloc. Ok, am încercat să o pasă. Las că dau eu până la urmă, că tu am văzut că n-ai boost și te-ai încurcat a little bit. Dacă aveam boost, mă duceam spre un double, dar n-am avut, din păcate. Nu uitați să lăsați acum un like dacă apreciați episoadele de... Hai că mi-ai stricat-o, de Rocket League. Am văzut că apreciați mult mai mult când bag banii joc, așa că ok, dacă voi asta vreți, o să bag. Sincer, chiar și mie oarecum îmi place și mă satisface oarecum. Bă, și toată nebunia asta cu alegerile și cu toate chestiile astea, sincer să fiu, m-au dat peste cap.
pentru că eu nu am votat în primul tur și nici nu știu dacă o să votez, pentru că indiferent că votez eu sau nu, sunt aceleași rezultate. Adică nu s-ar schimba cu nimic. Nu m-am dus la vot pentru că pur și simplu când am văzut lista de candidați, pur și simplu nu mă reprezintă nimeni de acolo. Adică nimeni, efectiv. Eu, sincer să fiu, doream oarecum să votez cu George Simion, pentru că mi s-a părut cel mai ok de acolo, dar pur și simplu până la urmă nu mai m-am dus la vot, pentru că am decis mai bine să nu votez, pentru că pur și simplu indiferent ce votezi, cei din spate și cei de la putere o să iasă toți cum vor ei. Înțelegeți? Adică este o chestie care pe mine m-a deranjat mulți ani și o să mă deranjeze în continuare. Problema este că presa și o grămadă de vedete sunt și au fost plătite de diferite partide. Și asta este foarte, 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 foarte aiurea, sincer să fiu, pentru ei și pentru noi. Pentru că ne îndeamnă oarecum să votăm pe lascuni și asta este foarte deranjat. Adică, practic, ei spun cu cine au votat în videoclipuri, da? De exemplu, cu lasconii. Și clipurile lor nu sunt date jos. Dar dacă ar spune un om, de exemplu, nu știu, votăm pentru familie și pentru tradiții, imediat s-ar închide videoclipuri și l-ar da jos TikTok sau orice platformă. Și nu mi se pare ok. Nici măcar n-a zis Călin Georgescu că votă. Adică ei de ce pot? Pentru că toată presa și toți influencerii aceștia sunt plătiți, pur și simplu. Degeaba negați o grămadă de voi. Nu le convine clar că virgulă Călin este în frunte, frate. Adică au inventat toate mizerile, că e pro-rus, că vrea să ne scoată din NATO, că din cauza declarațiilor lui, că a spus că Pepsi-ul e, că în Pepsi este nano nu știu ce, că apa nu este apă și că ar fi informație. Păi dacă stai să te gândești cum trebuie, în Pepsi sunt o grămadă de căcaturi. Nu zic că sunt nano căcați și zice el, dar oricum nu-ți face bine oricum organismului tău, dar în fine. El e nebun, nu voi. Nu sunteți voi spălați pe creier, nu, deloc. El e ăla nebun. Ok, chestia aia cu apa, că e informație, oarecum este în unele cazuri, depinde. De ce pur și simplu judecați omul după spusele lui? Chiar nu înțeleg de ce judecați aiurea, frate. Și faza cu avortul care interzice, băi, sunteți spălați pe creier în continuare. Eu, sincer, eu n-am auzit că a zis asta. Hai că, da. Nu știu, sincer să fiu, presa oricum vrea să-l denigreze. Da, hai că am făcut-o de oaie și am dat pasul ăla. Ăsta sare ca prostul, ca de obicei, o grămadă proști. Eu nu înțeleg cum tu, ca virgulă candidat, să impui tu și să dai sfat ca și cum să facă proteste și să iasă la protest, frate, că vezi, doamne, a ieșit Călin Georgescu. Frate, voi nici nu-l cunoașteți și nici pe Lasconi nu-l cunoașteți. Adică, nu înțeleg de ce săriți așa la gâtul lui. Chiar nu înțeleg. În timp îl cunoașteți. La Iohannis, de ce n-ați făcut când ați auzit că e neamț? Oameni buni, trezirea. Gata, ajunge. Nu mai trebuie să mai iasă PSD-ul, că ne-a mâncat zilele de 30-40 de ani de când a ieșit tot. Mereu ne-am mâncat sufletul. Și faza asta că se renumără voturile, gen de pe locul 2 și de pe locul 3. Se numără pentru că Lasconi a fraudat voturile. Și asta este
adevărat, nu am eu nimic cu ea, sincer, chiar nu am nimic. Dar a plătit din banii noștri și asta e problema. Și Ciolacu a zis, care era pe locul 3, că dacă va ieși el pe locul 2, se retrage. Și uite, drept dovadă că sunt toți vorbiți. El vroia să iasă pe locul 1. Și nu înțeleg, chiar nu înțeleg pe ăștia care au votat la Sconi, frate. Chiar nu pot să înțeleg. Adică femeia asta ține cu războiul din Ucraina și spune să ajutăm în continuare. Dar noi până acum ce am făcut? Nu i-am primit în țara noastră, deși noi avem teritorii în Ucraina și noi am uitat treaba asta, da? Și le-am întins o mână de ajutor. Asta nu zic că n-ar fi trebuit. Dar ia să întoarcem noi un pic roata. Dacă eram noi, oare ne mai ajuta cineva? Nu. Nu vi se pare ciudat că America direct așa cum a fost războiul ea și ajutat? Pentru că Ucraina este cumpărată. Este foarte ușor să-ți dai seama, frate. Și nenorocitul ăsta de Iohannis, împuțitul ăsta, ne-a aruncat în mijlocul războiului, da? Ca și a vrut el. La Sconi, efectiv, e satanistă, că altfel nu pot să o numesc pur și simplu. Cum poți să declar că oamenii cu același sex să adopte sau să se căsătorească sau să facă copii, frate? Cum mama măsii, frate, să votez pe așa cine, pe tâmpit asta? Deci, explicați-mi și mie, care e logica voastră? Vreți să vedeți băiețași în fustițe? Sau bărbați care se sărută pe stradă? Bine, nu e ca și cum nu se văd deja, pentru că toate trendurile astea au venit din America, strict. Deci noi ne-am americanizat în loc să ne... să fim normal, pur și simplu, să avem tradiția noastră românească. Ea, practic, nu ține cu tradițiile românești, cu românii. Este foarte ușor să-ți dai seama treaba asta. Schimbăm mașina, o să căutăm acum Lamborghini. Bă, față de Lamborghini Huracan, nu e mare diferență, doar că ăsta este mai așa, mai, nu știu, mai lat un pic. Dar e foarte mișto. Selectăm roțile sau astea? Astea. Bam, bam, bam. Am selectat tot. Bam, bam. Adică luați și voi deoparte declarațiile lui Călin Georgescu și ale lui Lasconi. Pentru că oricum sunt diferite și eu nu am văzut nimic straniu în declarațiile ale lui Călin Georgescu, sincer să spun. Adică a vorbit foarte frumos, a vorbit mai mult decât a vorbit Iohannis în 10 ani. Cu ce a greșit să aibă înjurări, înjurături? Cu ce a greșit așa tare că a spus că noi nu trebuie să ne mai supunem unor căcaturi care ne-am supus de când e PSD-ul ăsta în puțin și de când e Iohannis și PNL și Ciucă prostul ăsta care a candidat și bă, mâncava și bura. Deci țin să menționez că jumătate România analfabetă rău de tot. Cum p***a mea să-l votez pe Ciucă? Bă, băiatule, bă. Deci eu nu știu dacă ați urmărit sau ați văzut chestia atunci cu la măruță. Hai că i-am dat o pasă vai de capul meu. Deci vă pun pe ecran să moară măs. Onoare, respect, predictibilitate. Păi nu pe Lea așa și nu aici. Păi nu, să nu fie înțeles greșit. Am înțeles foarte bine. Sigur? Da. Păi nu, mai stați un pic să nu facem o gafă încă de la început. Nu, aici era așa. Și Lea. De asta zic, adică, ca să nu începem... Adică nu vreți să întoarcem iutele în sensul în care putem să le livrăm și altfel. Ba da, eu zic, mergem pe astea? Cum? Mergem pe răspunsul pe care l-ați dat?
Și de citim? Da. Și citim? Da. Deci ați zis onoare, onoare, respect, respect și predictibilitate. Deci e citită bine întrebarea, da? Spuneți trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și nu le aveți dumneavoastră. Da. Păi, adică cum? Are el onoare, dumneavoastră nu aveți onoare, el are respect, dumneavoastră nu aveți respect și predictibilitate dumneavoastră are și dumneavoastră nu? Da. Ați jucat-o cu noi așa, știu că simt că e o capcană undeva la mijloc. Și eu cred, și eu simt, dar nu mă prind unde. Deci, Măruță l-a întrebat ce aveți voi și ce n-are Ciolacu sau invers, nu mai știu ce a zis. Și el a spus că are Ciolacu respect, devotament și nu mai știu ce căcat. Și el a spus că n-are nimic. E clar că e handicapat și așa mai departe. Denotă dacă pe Ciucă l-a votat lumea. Vă dați seama și dezinformarea asta. Trezirea oameni buni. Știu că vă uitați copii la mine. Dar aduceți-vă părinții lângă voi și uitați-vă la clipul meu pentru că este foarte important. Nu zic că dacă votezi Călin Georgescu, gata, se schimbă lumea imediat. Nu. Dar dacă o votezi pe Lasconi, trebuie să ai în vedere faptul că o să se bage feminismul și o să fie în trending feminismul. Și pe noi bărbați cel puțin nu ne caracterizează, frate. Adică și nu este normal și nu este, ați văzut, poate dacă n-ați văzut în Biblie, spune că o să ardă de vii toți care și-au schimbat sexul, care sunt homosexuali, care și-au tăiat p***a și și-au pus p***a și invers și așa mai departe, da? Este foarte, foarte, mama mea, ți-am salvat-o. Vă rog frumos, gândiți, chiar nu vă înțeleg, femeilor. Ați votat cu Lasconi că ce? Eu cred că nu judecați, pe bune acum, că voi chiar nu mai aveți valori morale, adică nu mai vreți să aveți o familie tradițională, vreți să fiți lesbi, vreți pur și simplu să aibă încă o mamă copilul vostru adoptat sau făcut de voi? Că mi se pare... De la cer la pământ mânca v-aș gura voastră. Oricine ar ieși să nu iasă Lasconi, sincer să fiu. Pentru că nu o să facă, nu e pregătită, sincer să zic. Nu e pregătită și o femeie niciodată nu o să conducă mai bine ca un bărbat. Citiți Biblia, că o să spună, spune Dumnezeu că bărbatul trebuie să conducă. Nu că vrem noi, frate, nu că vrem noi. Dar noi avem alte valori și suntem capul familiei. Nu degeaba suntem numiți capul familiei. Ca idee așa. Nu că vreau eu. Cei care s-au dus la protest, mă refer la băieți, sunt fetițe de treabă și ele. Și cei care au votat ca bărbați sau ca băieți la Sconi sunt fetițe de treabă. Sincer zic. Băi, v-ați pizdificat, frate. Unde mai e bărbăția voastră? Bărbăția nu înseamnă să ai putere în mușchi, să dai, să lovești. Nu, frate. Înseamnă să fii bărbat, să ai respect, să ai devotament, să ai coloană vertebrală. Înțelegi? Cum și o femeie trebuie să aibă aceeași chestie. Să fie gingașă, ca și e o femeie. În fine, nu suntem aici la lecții de căcat, dar m-am aprins, frate, pur și simplu. M-am aprins pentru că este foarte, foarte important, frate. Adică, cât de mult tu pe o să ai tu, Delia? Delia Matache. O țărancă venită de la țară, care ea vorbește aiurea, frate. Și toți... influencerii ăștia nu le-a cerut nimeni părerea, sincer să zic. Nimeni nu le-a cerut părerea, dar ei vorbesc, ei sfătuiesc de parcă lumea n-are, nu știe ce să facă. Băi, lumea nu mai e proastă, mă. Nu mai e proastă. S-a trezit din somnul ăla de prostie. Terminați să vă mai dați cu părerea că nu v-a cerut nimeni părerea. N-am suportat niciodată omul care își dă cu părerea, dar nimeni nu și-a cerut-o.
nimeni, chiar dacă spuneți că ați primit o grămadă de căcaturi în privat și așa mai departe, tăceți în mea de treabă. Nu vă cere nimeni și părerea voastră e de căcat. Fiți obiectivi, nu subiectivi. Și nu doar Delia, mi se pare că și Mira și mai multe celebrități de-astea și-au dat cu părerea și au zis să votăm la Sconi, fratele meu. Și mi se pare foarte, foarte, foarte aiurea, sincer. Sincer, nu mai îmi pasă dacă câștig sau pierd, pentru că discuția asta este foarte importantă, sincer să fiu, pentru mine. Nu e ok, frate, chiar nu este ok deloc. Să, băi, și ți-o bagă pe gât pe la Sconi, am văzut o grămadă de campanii de-astea și de anunțuri cu la Sconi pe Google, când îți bagă reclama pe telefon la YouTube, când de vine ea, mă mâncați-aș gura din dracul la praznic. Ăsta da forfeit, mai sunt 3 minute și ăsta deja de left, mâncați-aș gura. Mai zic ceva? Nu mai zic nimic, tovarăși. Am înălțat-o cam prea prost. Dă-i compas. Compasule, dă-i mâncața. De ce, bă? Și mai e și Grand Champion. DC, ha? Al meu un the fake. Asta nu mai vrea să mai joace, mâncați și cu el. Uite și tu, dacă tot vorbesc de la Sconi, să vedeți efectul. Nu sunt nebun și nici nu vreau să dau vina, dar pur și simplu eu asta am în cap. Pentru că când vorbești de necuratul sau de ceva necurat, uite, intervine. Despre asta vorbesc eu. Și da, opinia și libera exprimare există, dar nu... Nu așa, pur și simplu, nu așa. Nu știu, pur și simplu, asta e părerea mea. N-am bus ce pana mea să fac, du-te în gâtul morților, mă-te de prost. Da, am văzut de-abia acum la montaj că nu am făcut outro-ul, așa că îl fac acum. Nu uitați să lăsați acolo un like, să dați subscribe pentru că sunteți 91.1 neabonați, iar abonați doar 8.9%, ceea ce mi se pare foarte, foarte, foarte mult. Dați subscribe, dați un like, share la prietenii voștri. Eu am fost Jixi, ca de fiecare dată, gazda voastră. Pa, pa!